Senatorul liberal Emilian Frâncu a fost în acest sfârșit de săptămână prin cartierele municipiului Râmnicu-Vâlcea pentru a afla cu ce probleme se confruntă cetățenii. În cartierul Nord, în atenția parlamentarului vâlcean, a fost adusă scurgerea de lângă liceul Matei Basarab. Să inundă cu apă, la orice ploaie, să inundă cu apă. Da, se vede că bătrâni, tot ce circulă, copii, nu se poate, nu e practicabil. Vine apă, vine din școli, da, se strânge aici, aici venim cu unde și înălțându-se toată chestia asta, așa, și fiind tot aici altă, devine impracticabil. Dacă apa aduce normal, normal, frunzele. Aluviun ca toate râurile și ca toate râurile. Și se bordura să duce dincolo. În curgerea să fie în altă în față, în fața, în fața alei. E făcută scurgea după alei. După alei, exact. Și atunci aleea e inundată. Da, e inundată în permanent. Cum a fost părerea este acum, slavă Domnului, că au fost destule. Da. Vă dați seama. Senatorul liberal Emilian Frâncu a fost în acest weekend și în cartierul Copăcelu, unde a aflat despre problemele cu rigolele de scurgere, lipsa canalizării și trotuarele din zonă. Dar cum ieri a fost și ajunul Sfântului Ierarh Nicolae, demnitarul vâlcean a oferit cadouri copiilor.